Mulțumesc. În continuare, nouă deputați neafiliați și independenți au constituit grupul parlamentar Victoria Pobeda. Anunțul a fost făcut de către Vasile Bolea la ședința Parlamentului. Articolul 4 din regulamentul Parlamentului prevede că în vederea promovării unor viziuni și obiective comune, deputații independenți, cât și cei neafiliați, care nu fac parte din nicio fracțiune parlamentară, pot constitui în orice moment grupuri parlamentare, alcătuite din cel puțin 5 deputați. Vreau cu această ocazie să anunț că a fost creat grupul parlamentar Victoria Pobeda din 9 deputați. Președintele grupului parlamentar a fost ales deputatul Vasile Bolea, vicepreședinte Regina Apostolova, iar secretar Marina Tauber. Amintim că în 21 aprilie 5 partide de opoziție din Moldova s-au reunit în blocul Victorie pentru a lupta împotriva acțiunilor Partidului Puterii de la Chișinău. Un acord în acest sens a fost semnat în cadrul unui congres desfășurat la Moscova. Blocul a reunit reprezentanți ai Partidului Interzis Șor, ai Partidelor Renaștere, Șansă, Forța de Alternativă și Salvarea Moldovei și Victoria. Potrivit reprezentanților formațiunilor, blocul este orientat spre democrație, libertate de exprimare și creație. Pe lângă activitatea politică, acesta intenționează să realizeze proiecte umanitare și educaționale. Reprezentanții blocului au anunțat anterior că își vor desemna candidatul propriu la alegerile prezidențiale. A venit momentul.